Bună ziua tuturor! Vreau să vă mulțumesc în primul rând că am acceptat invitația mea și cred că o bună gestionare problemelor comunității se face prin dialog. Iar dumneavoastră, cei care reprezentați glasul societății civile, aveți un rol important în acest dialog și de aceea trebuie să ne facem ascultați. Cred că împreună putem să venim cu proiecte în folosul romașcanilor, pentru că sunt convins că ne dorim cu toții să trăim într-un oraș modern, curat și civilizat. Când am gândit această dezbatere cu ONG-urile și am luat lista de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, am văzut că erau peste 300 de ONG-uri, însă din păcate doar 15-20% dintre acestea își desfășoară activitatea și dumneavoastră sunteți o parte dintre acestea și de aceea vreau să vă felicit. Pentru că știu cât este de greu să vă desfășurați activitatea conform scopului propus. Mă bucur că voluntariatul a început să se dezvolte în ultimii ani și nu mai reprezintă doar un cuvânt. Și vorbim despre fapte concrete și iarăși aici cred că aveți din nou un merit dumneavoastră. Îmi doresc să facem o serie de parteneriate împreună și tocmai de aceea am vrut să ne întâlnim astăzi, să vedem câteva din ideile dumneavoastră, iar unele dintre ele să le și punem în practică. Pentru că la nivelul municipiului Roman nu e că dispunem de foarte multe fonduri, dar trebuie ca fondurile pe care le dispunem să le canalizăm spre proiecte cu adevărat importante și care să aducă un plus pentru viața comunității noastre. Și aș vrea să începem să ne cunoaștem fiecare. O să vă rog să vă prezentați fiecare, să spuneți asociația pe care o reprezentați, astfel încât și eventual, dacă aveți o idee, două de proiect și să încercăm să le luăm la cunoștință și cele care mi se par mai importante și care se pot pune în practică în acest an, să le putem și implementa, întrucât am pus, sau urmează să pun în aplicare, am gândit o schemă de finanțare nerambursabilă, astfel încât fiecare dintre dumneavoastră să aveți posibilitatea să întocmiți un proiect de finanțare și să accesați fonduri de la bugetul local, de la Consiliul Local al Municipiului Roman. Urmează, în perioada imediat următoare, să punem un ghid în dezbatere publică, un ghid de finanțare și pe baza acestuia să se întâlnească aceste proiecte de finanțare. Eu atât vreau să vă spun deocamdată, urmează mai de la final să tragem și o concluzie. Voi dori să vă las pe dumneavoastră să vorbiți mai mult astăzi și să luăm, așa cum spuneam, câteva idei din rândul dumneavoastră. Să începem de aici din stânga și trecem pe la fiecare dintre noi. Bună ziua! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Camelia Duca și reprezint trupa de teatru Dan Alexandrescu din Roman, care își desfășoară activitatea în cadrul Asociației Romart Roman. Mi-aș dori ca anul acesta Consiliul Local împreună cu domnul primar să ne susțină în organizarea celei de-a treia ediții a Festivalului de Teatru Dan Alexandrescu,
Pot să menționez aici, prima ediție am avut suportul Consiliului Local. Anul trecut, a doua ediție, societatea a depus un proiect la Consiliul Județean și am avut susținerea necesară. Și nu în ultimul rând ne-am dorit o clădire de teatru, unde să ne putem desfășura activitatea. Noi ne desfășurăm activitatea în cadrul Cercului Militar Roman. Suntem acolo sub forma unui parteneriat, a unui contract, unde nu avem voie să încasăm niciun fel de venit, nici ei nu ne percep taxă pe sală, dar nici noi nu încasăm. De aceea trupa este nevoită să-și rezolve o anumită situație financiară cu desfășurarea de spectacole în alte părți. Ne-am dorit și noi, într-adevăr, o sală noastră, o sală unde să avem tot ce ne trebuie și spectatorii romașcani să vină cu drag la spectacolele noastre. Noi avem o stagiune permanentă, în fiecare seară de luni, la ora 6, ne puteți întâlni la Cercul Militar Roman, intrarea gratuită. Deoarece acest teatru de amatori, de actori amatori, s-a dezvoltat foarte mult în România. Sunt foarte multe festivaluri în țară la care trupa de teatru a participat. La unele am fost susținute și de Consiliul Local, dar ne-am dorit anul acesta o susținere mai mare din partea Consiliului Local pentru participarea la aceste festivaluri, ce constă în cheltuieli de deplasare. Nu mai zic că trupa ar avea nevoie de un mijloc de transport, un microbuz de 14 locuri, ca să nu mai fim nevoiți să mergem cu mașinile personale. Am văzut acel proiect care Consiliul Local ar vrea să-l facă la Cinema Unirea, dar totuși să știți că nouă ne este suficientă o sală de 144 de locuri, deci din ce am văzut eu în acel proiect, cea mai mare sală este de 144 de locuri. Trupa de teatru ar avea nevoie de minim 250 de locuri. Scena este mică, deci ar trebui într-un fel modificat proiectul să fie prevăzut cu o scenă în adâncime de 5 metri, să putem să ne desfășurăm trupa de teatru acolo, activitatea, cabine și tot ce mai are nevoie o trupă de teatru. Deci consider că atunci când într-adevăr se va realiza acest proiect, să fim și noi întrebați dacă ne sunt utile tot ce s-a propus în acel proiect. Dacă nu, să venim cu amendamentele necesare, pentru că și n-am pus întrebarea de bază, dacă într-adevăr s-a gândit pentru noi acea sală, dacă o să ne putem desfășura și noi activitatea acolo. Deci cam atât am dorit să... Mulțumesc! E cu siguranță și pentru dumneavoastră. Da. Oricum să știți că sala de la Cercul Militar are 250 și câteodată este neîncăpătoare. Știu. Deci 144 de locuri este prea puțin. Bună ziua! Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Butnariu Daniela. Sunt președinta Asociației Femeia Contează, o asociație destul de tânără, ne-am înființat abia anul trecut. Suntem focusați pe tot ce înseamnă femeia, dar pentru următorii ani vrem foarte mult să milităm pentru implementarea Convenției de la Istanbul, ceea ce înseamnă să avem un adăpost pentru femeile abuzate, pe de o parte, și pe de altă parte am vrea să colaborăm cu administrația și cu instituțiile statului pentru a face o bază de date. Adică dacă vine o femeie care este abuzată la noi și ne cere ajutorul, să știm unde să o trimitem, dacă noi nu avem adăpostul respectiv. Deja noi facem parte dintr-o rețea națională care se focusează pe această problematică. Știu că Convenția de la Istanbul este deja ratificată. Am avut și o întâlnire de curând, în care au venit și domnii de la poliție și de la dumneavoastră, sper să putem pune în aplicare Convenția de la Istanbul. Mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Ana Maria Ticon și reprezint Asociația People to People în locul lui Andrei Covineanu, care nu a putut fi astăzi aici.
Noi, ca o organizație, suntem formați din elevii principali al Colegiului Național Roman Vodă, de liceu, adică clasele 9-12, și avem activități umanitare sau strângere de fonduri. În ultimii 3 ani am reușit să strângem bani pentru a ajuta la reabilitarea sesiei de pediatrie a spitalului. Anul ăsta am strâns bani pentru mobilarea corpului B. Și în principal noi nu am avea alte cereri sau probleme, pentru că ne descurcăm cum putem ca ele. Dacă ar fi ceva care ne-am dorit, cred că ar fi un sediu unde să ne putem lăsa materialele, documentele, pentru că ele în momentul de față sunt împărțite la noi, la voluntari de acasă, contracte și așa mai departe, documente destul de importante pe care n-am vrea să le pierdem. Și în principal ar fi un sediu. Mulțumesc! Damian Benoni, director Centrul Școlar de Educație Inclusivă. Aștept, de fapt, noi avem în vedere dezvoltarea unei matrice culturale de tip inclusiv, că trecem de faza integratoare. Dezvoltăm proiecte în sensul acesta și vom veni cu proiecte punctuale către dumneavoastră la unul din sensul. Bună ziua, sunt Popovici. Reprezint Asociația Iubire și Speranță, care anul acesta împlinește 25 de ani de existență. Cred că este una dintre cele mai vechi organizații. Am desfășurat activități non-stop de la înființare până astăzi, dar din anul 2003 ne-am focalizat foarte mult pe problematica copiilor neajutorați. Așa că avem un centru de zi pentru 45-50 de copii și totodată susținem și un after school în cadrul școlii numărul 2 din Roma pentru 30 de copii de etnie romă. Zilnic le oferim mâncare, dar cel mai important este actul educativ și pe lângă actul educativ ne stăduim foarte mult să mai facem și ceva complementar. De pildă, am dezvoltat 5 ateliere vocaționale. Am mai discutat cu altă ocazie despre ele, nu voi intra în amănunt. Marea problemă cu care noi ne confruntăm este lipsa spațiului. Pentru că funcționăm în 130 de metri pătrați, cu tot cu bucătărie, și am dorit să dublăm această suprafață. Am identificat o soluție de finanțare în Danemarca. Așteptăm la ora actuală, am depus propunerea de proiect, așteptăm la ora actuală un răspuns pozitiv și suntem cu această speranță că el va veni curând și atunci vom îndrăzni să ne adresăm municipalității pentru a putea să ne bucurăm de un parteneriat care să dea o anumită greutate activităților noastre. Vă mulțumesc! Paul Mâlț, reprezintă Asociația Culturală Petru Tocănel. Ne putem lăuda cu 25 de ani, cum a spus părintele. Avem anul acesta, împlinim și noi 5 ani de când ne ducem activitatea în Roman. Dorința noastră este aceea de a opune romașcanilor, dincolo de activitățile, eu știu, economice, care îi animă orașul, și o diversitate culturală. Încercăm biserica să propună o lumină, pentru, mai ales pentru romașcani, prin rupere de ritm, încercăm să propunem ședințe, întâlniri, conferințe, dar adresate tuturor oamenilor. Anul acesta ne-am propus să mergem pe tema fericirii, pentru că fericirea este o temă care ne atinge pe toți. Încercăm să găsim, să creăm o punte comună, atât biserica cât și societatea, să ne întâlnim, să ne cunoaștem, să cunoaștem valorile din Roman, să propunem tinerilor, mai ales la licee, am găsit o colaborare. Colaborăm deja cu liceul, cu Colegiul Național Roman Vodă. Anul acesta avem un parteneriat cu liceul 2, cu Centrul Județean de Resurse și Educaționale, prin care încercăm să propunem tinerilor, și nu numai, dar tuturor oamenilor, un proiect de a cunoaște ceea ce ajută pe tine să viseze, ceea ce ajută pe oameni să fie mai fericiți.
Ne desfășurăm activitatea prin bunăvoința, locația nu ne permite fiind un pic mai departe, ne întâlnim prin bunăvoința doamnei Chiriac la hotel, dar ne dorim anul acesta să creiem, să aducem personalități în roman care să ajute pe oameni să gândească, să se bucure de ceea ce au și mai ales pe tine pentru a-i ajuta să viseze, să ajut, să-și creeze un drum. E o alternativă în care ne bucurăm deja de colaborarea tuturor și altor asociații din Roman și asta ne bucură și pentru acest proiect avem nevoie și de colaborarea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Marieta, reprezintă Asociația Iubire Speranța Ajutor. Suntem înființați în anul zile. În principal ne axăm pe ajutorarea tinerilor care provin din centrele de plasament din Roma, de la Romanița și la familia mea. Deocamdată luptăm doar cu voluntari de la studenți la Institutul Teologic Romano-Franciscan, studenți de la Iosefin, Capucin. Desfășurăm activități deocamdată în Centrul Moriardo, care ne-a primit cu mare bunăvoință. Și ne-am dorit în viitor să fim sprijiniți cu un spațiu unde să ne desfășurăm activitatea cu acești copii. Mulțumesc! Asociația Lucky Dance din Roma, o asociație care se ocupă cu tinerii talentați în arta cântului și cred că știm cu toții, dacă nu știm, vreau eu să vă aduc la cunoștință că copiii noștri romășcani, de la vârste foarte fragede, 4 anișori și 18 ani, sunt recunoscuți pe plan național în arta cântului, sunt copii care au participat la cele mai mari concursuri naționale de muzică ușoară. Dacă spunem Vocea României, avem reprezentanți de la noi din oraș, care s-au pregătit la clubul Lucky Dance, Eurovision, Mamaia Copiilor, și foarte multe
emisiuni televizate Next Star, care cu toții îi cunoaștem. Vreau să vă spun că împreună cu Primăria Roman, Consiliul Local, am reușit să facem pentru prima dată în orașul Roman un festival național de muzică ușoară și anul acesta ne aflăm la 6-a ediție, festival care s-a bucurat pe plan național de o mare notorietate, cu un jur de excepție, cu oameni foarte cunoscuți în domeniul muzical. Deci și în acest an suntem la 6-a ediție. În jurul acestui festival sunt cei care jurizează Festivalul Național de Muzică Ușoară Omaia Copiilor și dorința noastră este ca acest festival să desfășoare într-o locație mult mai adecvată, cum ar fi Casa de Cultură. Știu că sunt probleme, au fost probleme de la început. Ar fi foarte frumos să fim cunoscuți, suntem deja cunoscuți pe plan național cu acest festival, dar locația reprezintă un punct foarte important din cadrul acestui festival. Ne-am desfășurat în ultimii ani la sala Amfiteatru Parc. Dar este mult mai frumos ca un festival național de muzică ușoară să se desfășoare la o casă de cultură. Sau un alt loc, dar bineînțeles acum nu există. Ce mi-aș dori eu? Știu că pe plan local, atât televiziunile locale, cât și presa a făcut cunoscuți acești copii, dar doresc acești tineri să fie, mi-aș dori, să fie mult mai mult promovați pe plan local. Este foarte frumos să îi cunoaștem, repet, de la vârste foarte, foarte fragile, să observ, să vezi un copil de 4-5 anișori care urcă pe scenă și te încântă din toate punctele de vedere. Acest copil este foarte cunoscut pe plan național. Mi-aș dori să fie cunoscut și mai mult pe plan local, prin diverse activități culturale și acești copii să cânte și publicului romașcan, nu numai publicului național. Mulțumesc! Bună ziua! Numele meu este Dana Chelaru, sunt președinta Asociației Culturale Tommy Dance și ca și antivorbitoarea mea, suntem un club înființat în 2009 cu activități cultural-artistice. Spre exemplu, organizăm cursuri de canto, dans, grafică, artă fotografică, istoria artei. La muzicală rămăsesem la activitățile pe care le desfășurăm bani. La fel ca și celălalt de la Lucky Dance, am participat la foarte multe festivaluri naționale și internaționale. Suntem cunoscuți, am ajuns cu copii până în Canada. Am avut acolo concert de rock. Am fost la Next Start, la Vocea României, deci o activitate foarte frumoasă, foarte frumos conturată și dezvoltată de asociația noastră. Problema cu care ne confruntăm noi cei care lucrăm la această asociație este faptul că ne desfășurăm activitatea în spații închiriate. Și știm cu toții că spațiile din Roman sunt foarte scumpe. Deci, aproape că plătim chirii ca la nivelul capitalei, ca nivelul București. Aceasta este o problemă. O altă problemă ar fi faptul că ne deplasăm în multe orașe și am avea nevoie de mijloc de transport. Noi suntem nevoiți să ne deplasăm cu mașinile personale, consumăm foarte mult carburant și multe alte lucruri. Și apoi, problema cea mai mare este lipsa unei săli de spectacol. Anul trecut am organizat un festival și din acest motiv am fost nevoit să-l desfășurăm, să-l organizăm la Piatra Neamț. De ce să nu facem festivaluri cu nomeașul nostru, cu copiii noștri, cu rămașcanii noștri, cu oamenii dragi nou, părinți, bunici, vecini și așa mai departe.
aceste festivaluri sunt festivaluri la care participă toate orașele din țară și ar trebui ca și noi să demonstrăm că acest oraș poate fi la nivelul centrului urmat în România. Vă mulțumesc! Eu sunt vicepreședinte la Asociația Culturală Domidens. Nu am decât o singură completare la festivalul care este anual. Am ajuns la a doua ediție, pe care sperăm să-l facem în roman. Dacă și cel de-al doamna TTI o să se materializeze, în sensul că vom avea o sală de spectacole în Casa de Cultură, care se poate fi practicabile și care se poate fi arătată membrilor jurului care vin din, sunt cei mai mari oameni de muzică din România. Deci am insistat totuși pe găsirea unei posibilități ca această sală, această casă de cultură să fie folosibilă, să aibă o sală care să ofere condiții chiar și pentru trupele de teatru și pentru ceilalți. Și în vremuri, în timpul friguros, pentru că nu se poate sta, că este foarte frig, poate găsim o soluție. Ultima completare era că asociația noastră are impact și lucrează cu câteva sute de copii. Deci avem o reprezentare destul de vizibilă la nivelul municipiului și a comunilor alăturate. Și cred eu că facem un lucru folositor pentru cultura romașcană și pentru copii pe care îi mai scoatem câteva ori de la televizor, de la calculator și așa mai departe. Mulțumesc! Când aveți dumneavoastră festivalul? Festivalul? Da. Da. La dumneavoastră? În aprilie 22-23. La festivalul de anul trecut l-am organizat cu sprijinul Consiliului Județean, dar și al primăriei, vreau să menționez, primăria ne-a ajutat. Niște fonduri. Baza fiind Consiliul Județean. Bună ziua, Alex Valerian, Fundația Episcopul Înțeleg. Înainte de toate, aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația care ne-a făcut. Consider că este un lucru mai mult decât util. Nu doar ca și comunitatea să afle probleme care avem fiecare, dar să ne cunoaștem și între noi, să putem găsi colaborare și între asociații, lucru care este mai mult decât important. Noi așteptăm un singur lucru de la administrația locală, să faceți un regulament privind finanțarea nerambursabilă către ONG-uri și ar trebui să mă profit, pentru că funcție de acest regulament vom putea să știm și noi în ce condiții putem accesa banul public. Este ușor să scriem pe hârtie 4 rânduri, să cerem o sumă de bani și cu aceea să justificăm ca activitate făcută sau posibil făcută. Dincolo de bani de care avem nevoie cu toți în mare parte, să că până la ședinței deja veți cheltui bugetul pe anul acesta, avem nevoie de un lucru care este foarte important. Avem nevoie de resursele și de posibilitatea de a ne susține și nefinanciar, de exemplu, organizarea unui eveniment, avem nevoie de poliția comunitară sau avem nevoie, la un moment dat, de făcut curățenie imediat după stingerea evenimentului, în care, de obicei, noi, în special Fundația, ne-am ocupat tot timpul de acest lucru. Posibilitatea de a apela la aceste servicii ale primăriei ar însemna pentru noi un lucru foarte important. În același timp, vreau să subliniez importanța unui parteneriat, atât pentru